Președintele PNL, Alina Gorghiu, la Jurnalul de Seară. Vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vi se pare declarația domnului Dragnea? Cât adevăr e în ea? E o doză mare de ipocrizie, că dacă ar vrea să-l schimbe... din fruntea Senatului. Și da, ca să n-am nimic de ascuns, sau am spus și în conferința de presă de astăzi, au fost colegi din partidul domniei sale care ne-au căutat, nu odată. Comunicare ale partidului său. Noi suntem un partid care am făcut toate eforturile să susținem instituțional statul de drept, instituțiile care încearcă să aducă puțină lumină și curățenie. Călin Popescu-Tăriceanu nu are ce căuta la șefia Senatului. De ce? În opinia mea, nu are ce să caute acolo, doar că nu avem voturile suficiente pentru a iniția această schimbare.